Este onoarea noastră să-l avem în acest moment în studioul nostru pe excelența sa, ambasadorul Israelului la București, domnul ambasador Reuven Azar. Good evening, sir. Thank you very Bună much seara for being și with vă us. Mulțumim foarte Sandra. Mult. Hi. Mulțumim pentru această invitație. First of all, let's discuss about aș vrea what să happened. Începem prin Because a discuta ce s-a întâmplat. Pe 7 octombrie, Hamasul a atacat Israelul. După doar câteva ore, Israelul a declarat război Hamasului. În această situație fără precedent, așa cum nu s-a mai văzut în istorie, nu ați declarat încă războiul. De ce? Mihai, pe 7 octombrie am constatat cel mai rău atac împotriva poporului evreu de la Holocaust. Ați văzut imaginile cu teroriștii care ucid oameni, care ard de vii, care violează femei, care mutilează civili, îi iau ostatici, ceva total neacceptat. Și Israelul a trebuit să răspundă imediat. Acum însă ne confruntăm cu o situație pe care o așteptam de ani întregi, pentru că știm că Iranul își pregătea aceste capacități cu rachete balistice, drone și alte rachete. Am constatat că ele proliferează în întreaga regiune și că Iranul le oferă acoliților din regiune toate aceste capacități și am știut că într-o zi va trebui să le răspundem, ceea ce și facem. Din 7 octombrie, 13.000 de rachete au lovit, s-au îndreptat spre Israel, altele vin din Liban, mii de rachete și drone vin din Yemen, din Irak. Faptul că iranienii au mai atacat odată și de data asta de pe teritoriul lor reprezintă o încălcare flagrantă a legislației internaționale, așa că ne păstrăm dreptul de a ne apăra, pentru că avem acest drept. Am rezistat foarte bine acestui atac datorită capacităților forțelor de apărare izraeliene și sistemului pe mai multe straturi de apărare antiaeriană și antirachetă cu rază scurtă, medie și lungă și că a funcționat un interceptor. Am construit o alianță cu partenerii regionali și mondiali. De la acordurile lui Avraam, datorită egidei americane, am putut să creăm o nouă arhitectură de apărare antiaeriană. Israelul și multe țări arabe din Golf și partenerii noștri în procesul de pace înțeleg care este izvorul conflictului din Orientul Mijlociu. Regimul extremist teocratic al Ayatollahului din Iran, care produce haos, proliferează aceste situații armate și trebuie să știm cum să contracarăm toate aceste lucruri. Este clar că Iranul nu va mai putea să ne atace fără să scape, scăpând nepedepsit. Cred că toată lumea din întreaga lume își pune acum o întrebare. Ce va face Israelul? Va răspunde? După cum am văzut, când cineva atacă Israelul, Israelul răspunde dur. Întreaga lume ne privește, unora nu le place răspunsul, unii nu sunt mulțumiți. Avem informații că guvernul a organizat o ședință și nu a luat o decizie dacă va da un răspuns sau nu. Ce ne puteți spune? Guvernul nostru ia în considerare toate opțiunile. După cum a spus prim-ministrul și după cum a spus și ministrul apărării, oricine ne vătămă va fi vătămat la rândul lui. Deci nu e nicio îndoială că pentru că v-au atacat veți răspunde. Într-adevăr, locul și timpul răspunsului depinde de interesele noastre și nu le vom dezvălui. Trebuie să exprimăm clar aceste lucruri. Lumea nu a reușit să țină Iranul sub control. Acest regim face ca întreaga regiune să se confrunte cu haosul, mai ales de la primăvara arabă, ce se numește primăvara arabă, în ultimii 14 ani. Guvernele arabe s-au prăbușit și atunci ei au cucerit 4 capitale arabe
au căpătat o poziție și mai puternică, au ucis sute de mii de persoane din Orientul Mijlociu. Ce a făcut lumea ca să-i oprească? Instituțiile internaționale nu au făcut ceea ce este necesar pentru a trimite Iranului un mesaj că aceste lucruri nu sunt acceptabile și că trebuie să suporte consecințele prin sancțiuni dure, presiuni și fiind desemnați o organizație teroristă. Dacă nu se întâmplă asta, ce înțelege Iranul? Că poate continua să facă asta. Tocmai de aceea am văzut că se petrec asemenea atacuri. Dacă lumea nu oprește Iranul, noi care suntem atacați avem toate motivele, avem toate justificările să ne apărăm și să răspundem printr-un atac. Să răspundeți printr-un atac la momentul și în locul pe care nu ni le dezvăluiți acum. Poate fi diseară, mâine, săptămâna viitoare, sau cândva în viitor, peste câteva luni. Ne puteți da mai multe informații despre acel moment? Nu voi începe să fac speculații. Este vorba de o situație foarte gravă. Israelul a fost atacat pe mai multe fronturi care au cu toatele ceva în comun. Toate acestea au fost create de iranieni. Iranienii au dovedit de altfel ieri ceea ce negaseră timp de decenii. Au spus că toți acești acoliți cărora le oferiseră arme acționează de fapt din proprie intenție. S-a dovedit însă că din moment ce li s-au alăturat, este vorba de intenția Iranului. Nu există niciun alt exemplu din lume în care să constatăm că o țară amenință o altă țară cu anihilarea. Aceasta contravine normelor internaționale. Ca și ceilalți acoliți, Iranul a încălcat în ultimele patru decenii legea internațională, a cucerit ambasada americană la Teheran și a luat-o statice, a atacat ambasade din întreaga lume, ambasada noastră de la Buenos Aires, și au existat zeci de încercări de atacuri de la Iran și acoliților asupra ambasadelor noastre. Folosirea unor asemenea scuze și a ceea ce ei pretind că este un atac al Israelului contra unuia care răspândește terorismul, nu îi poate face să scape nepedepsiți, pentru că nimeni nu ia în serios. După cum știm, Mihai, în ultimii patru ani au câștigat 250 de miliarde de dolari din petrol. Au folosit aceste resurse ca să terorizeze regiunea. Ajunge. Lumea trebuie să aplice sancțiuni dure asupra regimului iranian, să-i tragă la răspundere, să-i împiedice să-și mai vândă petrolul până ce se opresc. Vă amintesc că de fiecare dată când sancțiunile împotriva Iranului au fost eficiente, Iranul și-a schimbat politica. Ei depind de lume și caută legături cu lumea. Dacă lumea este unită și dacă aplică presiune asupra lor, ei se vor schimba. Ei vor schimba aceste lucruri. Dacă nu, noi trebuie să ne apărăm după cum considerăm de cuvință. Vă mulțumesc foarte mult.